Familia Ostroveanu din localitatea Doljană, Galicia Mare, s-a numărat printre persoanele care au solicitat astăzi eliberarea de pașapoarte electronice la sediul central al Serviciului de Pașapoarte din Craiova. Unde plecați? În Germania. În vacanță, în concediu sau? În concediu, avem copii acolo așa. Cum vi se pare procedura aceasta? Mi se pare normală. Ați auzit că puteți să solicitați pașaportul să-l ridicați de la domiciliu? Da, am văzut anunț pe... interesați de așa ceva, pentru că e un avantaj cât dai să vii la drum, fiind de la țară, normal că e un avantaj. Și veți face acest lucru? Veți solicita? Bineînțeles, da. Poate vom solicita această cerere. Chiar dacă e aproape 9 lei acest serviciu? Pentru că cu mașina consum de 50 de lei. Un pașaport electronic se eliberează în 14 zile și poate fi ridicat direct de la sediul unde a fost solicitat sau, începând din 23 iunie, poate fi adus acasă de către curier. Acest serviciu este de 8,68 lei pe care îl achită la curierat atunci când se livrează pașaportul. Curierul va amâna pașaportul simplu electronic titularului sub semnătură și persoanelor împuternicite pentru prin procură specială autentificată sau unui dintre părinți pentru persoanele care au sub 14 ani. Deja ieri a fost prima zi și solicitările au fost destul de multe. Din 100 de cereri pe care le-am avut de pașapoarte simple electronice, 10 cetățeni și-au dorit livrarea pașaportului acasă, la domiciliu. Pașapoartele temporare cu valabilitate de un an costă 222 de lei și nu pot fi livrate de către curier la domiciliu. Acestea sunt ridicate după 2 ore de la depunere de la sediul serviciului de pașapoarte. În Dolj, pe lângă sediul central din Craiova, se pot solicita pașapoarte și la cele 2 puncte de lucru mobile deschise la Calafat și Bechet. Pașaportul electronic pentru persoane peste 12 ani are valabilitate de 5 ani și costă 292 de lei, iar pașaportul electronic pentru persoane sub 12 ani este valabil 3 ani și costă 266 de lei.